Deci sezonul 7 s-a băgat în Fortnite acum nu mult timp. Hai să vă spun ce s-a băgat în acest sezon. Legat de locații, s-au scos zonele corupte, Flash Factory a fost înlocuit cu Happy Hamlet, Greasy Grove a fost înlocuit cu o zonă nedenumită de gheață, s-a băgat Frosty Flights, s-a băgat Icebergs și alte locații de interes nedenumite. În joc s-a mai băgat și un avion, el se numește X4 Stormwing și acolo să-l traduc în română, X4 Aripă de Furtună. El are o mitralieră pusă pe el, are o capacitate de 5 player, pilotul și 4 oameni care stau pe aripi. Dacă este distrus, o să iei 25 damage și de tot vorbeam de zbor, baloanele au avut mari schimbări. Acum ai doar 10 baloane, nu 20, poți să tragi timp ce folosești baloanele, poți să folosești maxim 3 baloane la oaltă, nu 5, și când folosești 3 baloane o să zbori. 6 obiecte din Fortnite au fost puse în vault. Acestea sunt Portafort, Chiller, Double Barrel Shotgun, Shockwave Grenade, Shadow Stones și Clinger. S-a adăugat o tiroliană în Fortnite. Te va duce în sus sau în jos depinzând de direcția în care te-ai uitat înainte de a te urca pe ea. Poți să împuși în timp ce folosești tiroliana. Acum poți să vezi cât damage ai dat unui vehicul. Sunt unele zone în Fortnite unde poți aluneca. S-a micșorat audio-ul în insula în care ești pus înaintea începerii meciului. S-a schimbat interfața de utilizare a locker-ului. S-au băgat rapere în Fortnite pentru arme și vehicule, mai pe scurs în skin-uri. S-a mai băgat o armă numită Infinity Sword și are să o traduc în română Sabia Infinitului. Această armă poate fi găsită în Polar Peak. Focul primar poate distruge orice structură într-o lovitură și dă 75 damage la orice player care se înrază efectului de lovituri. Foc alternativ, o să faci un mare salt distrugând structuri în calea ta, dar dacă un player este lovit va da 25 de damage și o să fie împins. Cel care va avea sabia o să mai aibă și aceste abilități. Health Pool dubla din 100 HP, 100 Shield în 200 HP și 200 Shield. Regenerare de 1 HP pe secundă și după ce HP-ul e full, regenerează scutul. Instantaneu, o să iei 50 de puncte de viață când elimini un player. Viteza ta este mărită cu 30%. Primul care ia sabia infinitului o să fie maxat în scut și HP. Când un player ia această armă, tot ce are în inventar în afară de building material o să fie aruncat. Dacă iei un item care nu este building material, sabia o să fie aruncată. Numai o sabie apare pe meci într-un punct fix. Când îți începe meciul în Fortnite și ai Fortnite minimalizat sau inactiv în background, iconița Fortnite o să-l cărească.